Hei, au apărut deja începături între Alex și Giorgio. Spunea, băieții fiind la masă, mâncau Paul când s-a așezat. Îi spunea lui Alex că Giorgio ar avea o relație a trecut de momente de cunoaștere și că ar avea o relație cu Raluca mult mai înaintată decât o are el. Iar el a spus ceva de genul că asta nu este o relație, este o relație gen mamă-copil și că gesturile lui de seară erau nepotrivite și arăta așa cu mâinile că făcea hello, hello, nu știu ce și că erau total nepotrivite. Sincer, este a doua oră când aud acest lucru, cum că părea mamă copil. De data aceasta îl auzim din gura lui Alex și țineți minte că atunci când a spus-o Valentin, a fost extrem de taxat și judecat chiar și de doamna Simona, nu mai vorbim de Raluca. Sper ca mâine să nu dea acest material să vadă Raluca pentru că iarăși va pica Alex din, din tron. Am auzit că date-ul de astăzi nu i-ar fi plăcut Ralucăi. Spunea Alex că de-abia de așteaptă să vadă date-ul de astăzi cu Raluca, pentru că Raluca a spus că nu i-a plăcut, că a fost ceva gen uh, Irina Login și Fuego uh, să scuceresc inima, ceva de genul. Și că de-abia așteaptă să, să vadă date-ul cu Raluca. Sincer, nu știu ce să zic. Uh, a, și mai spunea că este foarte încrezător după discuția care a avut-o în seara aceasta.